invitați, stimați participanți și onorat prezidiu. Dorim să vă mulțumim organizatorilor pentru ocazia acordată de a participa alături de dumneavoastră și de reprezentanții Uniunii Naționale a Practicienilor Insolvență din România la acest congres al dumneavoastră. Transmitem pe această cale salutul domnului președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și vă rugăm să primiți considerația noastră față de buna colaborare avută în decursul timpului între cele două instituții pe care le reprezentăm. După cum bine știți, principalul obiectiv al instituției noastre este acela de a asigura o predictibilitate în colectarea veniturilor statului, care este de fapt un element important al economiei naționale. Fie că vorbim de plata pensiilor, de susținerea sistemului din domeniul sănătății, ori de celelalte cheltuieli necesare menținerii unui mediu propice dezvoltării sociale și economice, toate acestea conduc la performanța administrației fiscale. În considerarea principiului predictibilității legislației, care presupune elaborarea de norme juridice clare, astfel încât să nu conducă la interpretări arbitrare, Agenția Națională de Administrare Fiscală are în vedere îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul insolvenței pe de o parte, iar pe de altă parte a prevederilor referitoare la agrearea și selecția practicienilor în insolvență. Pentru identificarea și soluționarea problemelor cu care s-au confruntat atât practicienii în insolvență, cât și organele fiscale, au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanții Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență. Prin discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor, am avut în vedere îmbunătățirea prevederilor Ordinului Președintelui ANAF numărul 2442 privind agrearea și selecția practicienilor în insolvență, astfel încât problemele întâmpinate în aplicarea acestui ordin să fie remediate prin noul act normativ pe care dorim să-l finalizăm într-un timp cât mai scurt. În acest sens, am încercat să aducem o serie de modificări care sperăm noi că vor satisface în mare măsură și cerințele dumneavoastră, atât din perspectiva agreierii, cât și cea a selecției și desemnării practicianului în procedurile de insolvență. Reamintim pe această cale că scopul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în procedura insolvenței este acela de a se comporta ca un creditor prudent în colectarea veniturilor statului pentru a asigura un grad ridicat în colectarea veniturilor statului și pentru a se un grad ridicat de recuperare a acestor venituri, scop ce nu poate fi atins fără sprijinul dumneavoastră. Dincolo de sarcina grea pe care o are instituția de a colecta veniturile statului, ne dorim să vedeți în noi acei parteneri pentru realizarea obiectivelor comune în cele mai bune condiții, care să conducă la îmbunătățirea relației creditor-fiscal practician în insolvență. În încheiere, aș vrea să vă transmit că recunoaștem, nu suntem perfecți, dar ne dorim din ce în ce mai tare să fim buni, astfel încât legislația să asigure atât practicienilor în insolvență, cât și organelor fiscale un cadru legal cât mai clar, care să nu mai conducă la interpretări. Vă mulțumim pentru încredere și pentru sprijinul pe care ni-l acordați ori de câte ori a fost nevoie în activitatea pe care o desfășurăm și vă asigurăm în continuare de buna noastră colaborare. Noi vă dorim succes în tot ceea ce vă întreprindeți. Vă mulțumesc!